În rândul său zilnic prin întreprindere, inginerul Cristian Panaitide se oprea nu odată la sulurile cu deșeuri ale pieptănătoarelor. Procentul mare de deșeuri se datora faptului că fibrele ajungeau la această mașină insuficient paralelizate. Tovarășul Panaitide împreună cu un colectiv a studiat și elaborat tehnologia prin care fibrele, înainte de a ajunge la pieptănătoare, trec prin trei laminoare de pasaj. Prin mașinile reamplasate conform acestui flux tehnologic, fibrele ajung acum la pieptănătoare complet paralelizate. Deșeurile au scăzut până la 40% față de trecut. Aplicând inovația, filatura română de bumbac a realizat economii de 2.500.000 lei, contribuind astfel la reducerea importului.